în a 27 încercare, avocatul lui Vyacheslav Platon, așa și n-au avut acces la clientul lor. Au fost invitați pentru ziua de mâine, când pentru a 28-a oară vor încerca să aibă acces la el, doar că putem deja presupune că nici mâine nu le va reuși, pentru că au fost invitați pentru ora 15:30, dar mâine este o zi scurtă. Ce se întâmplă cu avocatura din Republica Moldova? Noi încercăm să aflăm astăzi cu invitații mei. Eu sunt în studio pe Valeriu Pleșcă, unul dintre avocații lui Vyacheslav Platon. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine! Dumitru Slisarenko, avocat Promolex. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Angela Estrate, avocatul domnului Gheorghe Petic. Bună seara, bine ați venit! Și domnul Vyacheslav Țurcan, reprezentant Uniunii Avocaților în Republica Moldova. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, eu sunt membru Consiliului. Membru Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova. Eu propun să urmărim materialul video făcut de colegii noștri de la știri despre a 27-a încercare de a avea acces la clientul dumneavoastră. Vă rog! Ieri, pe pagina oficială a ombudsmanului, a apărut un comunicat în care scria că avocații lui Vyacheslav Platon vor putea să se întâlnească cu clientul său astăzi. Ajunși la penitenciar la ora stabilită, apărătorii s-au pomenit din nou fără acces. Potrivit lor, administrația izolatorului le-a spus să vină deja mâine seară. Chiar și așa, avocații spun că și mâine ar putea să nu-l vadă pe clientul său. Mâine să avem dreptul la întrevedere la ora 15:30 de minute, cum spun de regulă, de fapt. Dar mâine, cum v-am spus, mâine e zi scurtă. Ei pe noi ne cheamă la 15:30, știind că mâine la 16:00 deja instituția nu va lucra. Totuși, avocații au încercat să-i transmită lui Platon măcar niște ziare, însă fără garanția că acestea vor ajunge la clientul lor. Ați transmis ziarele? Am depus cererea, dar am transmis în cancelarea ziarele. O să vedem că dacă o să fiu transmisie domnului Platon. Am depus cererea că am transmis două cartele telefonice ca să primească. Ulterior, pentru a obține un răspuns, avocații au mers la Administrația Națională a Penitenciarelor, însă nu au găsit pe loc pe niciunul dintre șefii sau adjuncții instituției. Deci domnul Preciun e plecat la un eveniment cu Consiliul Europei care are loc acum și domnul Demcin e plecat în teritoriu. De asta eu am coborât în calitate de purtător de cuvânt să discut cu dumneavoastră. Întrebat când vor fi examinate plângerile privind accesul în penitenciar a avocaților, răspunsul a fost simplu, în termenii stabiliți de lege. V-ați adresat corespunzător și noi o să vă răspundem în termeni proxim. Materialele, dacă spuneți că v-ați adresat la noi, se află la serviciile de resort și cu siguranță o să primiți răspuns în termenii corespunzători. Pântea nu a putut explica de ce avocații timp de aproape o lună nu au avut acces la clientul său. Acesta a spus că unii avocați pur și simplu se victimizează. Posibilitățile de 6 încăperi care ne poate pune la dispoziția pușcărie numărul 13 Chișinău, de multe ori, din păcate, oamenii le folosesc în calitate de pârghii de a se victimiza în măsura în care nu au acces în instituția de detenție. De fiecare dată, eu am propus inclusiv și avocaților să fie mai înțelegători. Mâine, avocații lui Platon vor mai avea o tentativă de a intra în penitenciar, deja a 28-a la număr timp de o lună. Recent, rudele omului de afaceri au primit un mesaj că acesta ar fi fost înjunghiat. Acum câteva zile, Platon a fost vizitat de ombudsman, care a declarat ulterior că se află într-o stare satisfăcătoare. Vyacheslav Platon a fost condamnat definitiv la 18 ani de pușcărie în dosarul privind fraudele de la BEM. El a fost condamnat la încă 25 de ani de pușcărie în dosarul companiilor de asigurări și coruperea mascaților de la Pantera. De fiecare dată se declara nevinovat. Domnul Preșcă, de ce vă victimizați, vorbă purtătorul de cuvânt, Agenției Naționale de Penitenciare? Trebuie să vă spun că am încercat să invităm și pe ei la această emisiune, doar că au refuzat participarea în orice fel, nici măcar prin telefon, n-au dorit să intervină. De ce vă victimizați? Așa o spun ei, cel puțin. Dacă vociferarea unei probleme sistemice din încălcarea dreptului la apărare înseamnă victimizarea avocatului, îmi pare rău pentru declarațiile reprezentantului Administrației Naționale Penitenciarului. Ori 27 de tentative, și nu 27, dar în fiecare zi erau 2-3, de la prima oră a diminuat. Deci dimineața primii veneau și pur și simplu eram ținuți la ușa de intrare și simplu ca bună ziua, deci, ne se spunea că nu intrați. Cel puțin de două ori mai multe tentative, pentru că veneați pe rând, avocați diferiți. Bun, veneam chiar și aceiași, dar veneam dimineața la prima oră, după care, după masă, iarăși veneam acolo. Și... Puteți să ne dați exemple concrete, de 27 de ori, cel puțin, dar de fapt au fost mai multe ori, pentru că veneați de câteva ori pe zi. Ce vă spunea administrația penitenciarului numărul 13? Din care motive dumneavoastră nu aveați acces la clientul dumneavoastră, cu toate că există un articol care ne garantează dreptul la apărare, articol garantat de Constituție, așa am învățat eu cel puțin la școală și reiese că nu e așa. Mai mult decât atât, dreptul la întrevedere libere și nelimitate,
cei care administrează instituția penitenciară sunt obligați să-l garanteze și poartă răspundere pentru asta. Asta e prevăzut expres în legea privind avocatură, articolul 53. Deci ni se comunica următoarele. De la început, nu sunt birouri. După care... Câte birouri sunt în total? Acolo 6, pe acolo sunt 5 sus și au menajat încă vreo 3 jos în blocul administrativ. Ei spun că pentru... Noi eram gata să mergem și sus. Birouri de fiecare dată erau disponibile, dar ei până la urmă au înțeles și singuri, pentru că noi stăteam de serviciu acolo de la prima oră de a dimineții, intrau... ei tratează lucrurile selective, deci anumiți colegi de-a noștri intrau, veneau după noi și intrau, treceau liber. Noi eram ținuți la intrare și chiar venind de la prima oră dimineții, deja era ridicul să ne spună că nu sunt locuri libere, deoarece toate birourile erau disponibile. Și atunci au început să nu răspundă nimic. Pur și simplu stăteam la sticlă, și-au încleiat sticla cu jurnale special pentru noi, au tonat-o ca să nu putem înregistra. Și acum văd că acest reportaj că au mai pus încă un nivel de gardă. Așa, acum, aseară au pus, special pentru noi, că ieri a intrat președintele Uniunii Avocaților, ca să vadă situația avocaților în speța concretă, și a intrat membrii Consiliului, domnul Vecislav Țurcan. Da. Și aseară, ieri după ce am venit și au venit reprezentanții organelor de administrare a instituției avocaturii, dumnealor au hotărât să ne arete cum respectă dreptul la apărare și în speță dreptul la întrevederi libere, prin instalarea unei noi uși metalice, de asta ca o cușcă, în instituția penitenciară, așa că atunci când intri, sunt capul un singur om, ca să nu fie mai mulți acolo, ca să poți înregistra. Să nu încăpeți cu presă, da, exact, este făcut așa ca să... Eu repet că reprezentanții Agenției Naționale a Penitenciarilor au fost invitați la această emisiune, dar au refuzat orice fel de participare. Domnule Țurcan, vreau să vă întreb, ați fost dumneavoastră personal ieri, în calitate de membru al Consiliului Uniunii Avocaților, a fost și președintele Uniunii Avocaților, domnul Ploșniță, v-ați implicat, s-a implicat și avocatul poporului, care... O să am ceva de adăugat, anume referitor la avocatul poporului. Dar un pic mai târziu vreau să aud și pe domnul Țurcan. Da. Deci, dumneavoastră, cum tratați această situație? Vorbim nu despre un client concret, dar în general despre oricare client. Nu contează, este vorba de Vecislav Platon, Vasile Pupkin sau altcineva. O persoană concretă, cetățeanul Republicii Moldova, are avocați care nu pot avea acces la el timp de o lună. Și între timp, în această lună, au apărut informații în presă despre faptul că i s-ar fi întâmplat ceva. Pur și simplu, eu ca membru Consiliului, văzând informații din presă că avocații Platon nu au acces la clientul lor, pentru mine a fost ceva strigător în cer și, în primul rând, mi-am pus întrebarea că poate ceva nu am înțeles corect sau nu știu ce. Din acest motiv am sunat pe domnul Valeriu Pleșcă, că s-a aflat. Așa este? Din comunicare cu dumneavoastră, am înțeles că așa e. Ulterior, eu pur și simplu am ajuns la concluzie că dacă eu apelez... Dumneavoastră, această informație v-a mirat, v-a șocat? Dintr-o parte, când participând prin anii 90, sfârșitul anilor 90-2000, când s-a aplicat tortura și după tortură oamenii s-au scundit dintr-un comisariat în altul, ceva era răspândit în Republica Moldova pe atunci. Ulterior au intervenit mai multe modificări în legislație în legătură cu, deoarece mai mulți avocați s-au implicat în apărarea victimilor torturii și mai multe asociații neguvernamentale, au fost realizate mai multe idei, proiecte, au fost mai mare influență din exterior, inclusiv de la Curtea Europeană, și până la urmă s-au modificat legislația națională într-așa fel că ulterior sunt deja feluri cele de tortură care au avut loc mai înainte, acum nu mai au. Deci, ca să înțeleg, înainte avocații nu erau lăsați să aibă acces la clienții lor, deci se tergiversa așa încât să treacă timpul să nu mai fie văzute vânătăi, așa încât să nu puteți constata că a avut loc tortura. Da, nu, au fost mai multe cazuri grave de tortură. Acum, în prezent, ce s-a întâmplat? Eu pur și simplu am ajuns la concluzie că dacă pun această problemă în discuție cu membrii Consiliului, o să fie întins, o să pierdem timp. Și într-așa caz, pur și simplu, eu am ajuns la cel mai corect, într-așa caz, imediat, personal m-am implicat. Și am propus domnului Valeriu Pleșcă că să ne întâlnim la intrare la penitenciar mâine, imediat, dimineață. Și între timp îl suni pe domnul președinte, domnul președinte l-a acceptat imediat ca să fie prezent și dimineață, pe altă zi, ieri asta a fost. Noi ne-am întâlnit pur și simplu la intrare la penitenciar, pe atunci când încă nimeni din avocați încă nu a venit la penitenciar la întrevedere, încă nu era ora 9, era fără 15, 9 aproximativ.
Ulterior, între timp, așteptam... Deci nu era niciun avocat prezent în penitenciar. Pentru că eu am văzut chiar în reportajul nostru făcut ieri acele polițe în care se pun telefoane mobile, pentru că avocații sunt obligați. Ele erau și toate erau goale, toate cheițele erau pe loc. Da. Dar nu numai, că alt, n-are sens să vii mai devreme, de ora 9, să aștepți. Dacă aștepți, inevitabil te întâlnești cu colegii tăi la intrare. Și noi unii pe alții ne știm. Și până la urmă, acolo, în afară de noi, nimeni nu aștepta la intrare. Și atunci am intrat toți împreună ca să vedem care, ce se întâmplă. Lor nu li s-o permis să treacă. Iarăși li s-a spus că nu sunt locuri libere? Nu, asta a fost ieri dimineață. Nu li s-o permis. Până la urmă s-o întins într-așa fel că nu li se permite pur și simplu să treacă. Și atunci am ajuns la concluzie că toți împreună intram, împreună cu domnul Ploșniță, am intrat. Domnul Ploșniță, numai domnul Ploșniță, i s-a permis să treacă la întrevedere cu șeful instituției penitenciare. Numai el de vorbă, la domnul Pântea, da, o stat de vorbă, ulterior a ieșit de acolo, și, dar din comunicatele ce a comunicat domnul Ploșniță, i s-a spus că chipurile nu sunt locuri pentru întrevedere. Și domnul Ploșniță spune că noi așteptam de la intrare, de dimineață. Și am văzut precis, sigur, că nimeni nu a intrat. Fizic este imposibil cineva să... Mașinca a spus, dați să vedem biroul. Da, domnul Ploșniță propune, dați să vedem dacă sunt locuri libere sau nu. Și nu se permite între timp să face ceva. Rizică, asta este o minciună gravă. O instituție de stat, minte grav în fața tuturor. Nu doar instituții, sunt mai multe implicate instituții. Mai multe instituții? Sigur că da. Cine mai minte? Vorbim despre penitenciarul numărul 13, vorbim despre Administrația Națională a Penitenciarului și a subiectele sau poziția Administrației Naționale Penitenciarului și a Penitenciarului 13 este expusă ca și comunicat de cât n-ar fi de straniu instituția Avocatului Poporului, Ombudsmanul, în care a făcut niște comunicate, eu le-am citit ca comunicate de presă a Administrației Naționale Penitenciarului. Când deci noi vedem o situație, noi ieri stăm la întrevedere și noi suntem ținuți după barele după ușa din gratii și între timp nu știu ce fel de comunicare au rapid ombudsmanul cu penitenciarul numărul 13, că în același timp sau în timpul respectiv se face comunicatul cu pagina oficială ombudsmanului când spune că voi veniți la întrevedere mâine, noi deja am hotărât. Am venit și azi la întrevedere. Adică, după ce a scris ombudsmanul, întrevedere nu a avut loc. Deci ombudsmanul a fost când a fost la întrevedere, a ieșit misiunea lui așa, dar nu s-o creat. Cel care exercită drepturile pentru moment și angajația oficiului avocatului poporului. Și în momentul când iarăși ne s-a creat impresia că noi am venit să facem, ei ne-au spus că facem o mediere, adică discutăm cu administrația penitenciarului și vedem, găsim o soluție. Și au intrat ei în mediere, au discutat ei între ei, nu au rămas după gratii la ușa de intrare și după care au ieșit și au comunicat că da, într-adevăr, birourile sunt ocupate, dar i-au creat condiții ca să ocupe birourile cele și ne-au numit ora exact când au aranjat totul, au venit și au spus. Deci se crea impresia că a fost un comunicat de a scoate presiunea de pe Personal, mi-e pare că asta este strigător la cer. Eu nu sunt jurist, eu nu sunt avocat, eu nu sunt reprezentant al statului, eu doar ca martor urmăresc acest proces și nu doar acest proces. Eu repet, noi vorbim acum nu despre cetățeanul Viceslav Platon, noi vorbim despre orice cetățean care nu are acces la avocații săi și avocații lui n-au acces la el. Este un exemplu care este molipsitor. El cu o viteză cosmică o să răspândească asupra majorității cazurilor. Domnul Susurianco, astăzi am văzut că v-ați expus pe acest caz și nu doar pe acest caz, în general pe problemele care acum au loc în sistemul avocaturii. Ați putea spune cum, dintr-o parte, se vede această situație? Despre ce putem vorbi? Deci, se spune că dacă vrei să vezi la sau cât de mult va degrada statusul, sistemul de justiție, analizează cele mai rele cazuri care se întâmplă la moment. Deci noi vedem acum că ceea ce se întâmplă este... Acum un an sau doi sau trei sau cinci, nu puteam imagina, sau în 2011-2012, când veneam în avocatură, că se poate întâmpla așa ceva, să fie refuzat timp de o lună de zile, nu știu câte, 20, 30, 50 de ori de încercare, dar să fie ele și trei la rând. Bun, am avut și o situație când mi s-a spus că acum nu este liberă camera de întrevedere, dar într-o oră se elibera, adică este o chestie normală. Dar ceea ce vedem noi acum este o sfidare
pur și simplu a oricăror norme într-o democrație. Pentru că una este să inventezi niște tertipuri care să ocolești legea și una este să o dai pe față, așa cum este. Asta este pur și simplu componență de infracțiune pe de o parte. Asta este abuz de asta este. Și în cazul dat, cine ar trebui să fie tras fără răspundere pentru acest abuz? Cei care îngrădesc accesul la întrevedere. Persoanele care dau aceste ordine, care îngrădesc accesul, pentru că asta este inadmisibil, este un principiu fundamental al oricărui stat de drept, care noi vrem să spunem și care noi spunem peste tot când semnăm acte frumoase la Bruxelles sau la Geneva. Suntem un stat de drept care vrem să tindem spre o democrație dezvoltată, dar de fapt noi suntem o vitrină în care punem la suprafață ceea ce este frumos și arată bine pe hârtie, iar în spate lucrurile pur și simplu putrezesc. Deci este și ce spunea și domnul Pleșca, asta este doar vârful icebergului. Dacă s-a admis asta odată, atunci se admite, eu sunt sigur că sunt și alte cazuri care nu sunt atât de publice, dar se va admite și pe viitor. Respectiv, pentru omul de rând poate nu este o problemă atât de mare. Mă rog, unui condamnat nu-i se permite să contacteze cu avocații. Dar pentru sistemul de justiție asta e o diagnoză. O diagnoză gravă că în scurt timp totul se duce de râpă. Și atunci nimeni nu mai poate fi sigur în drepturile sale. Dar eu în general mă gândesc, cum se simt avocații atât după ce văd asemenea cazuri? Când știi că ești, de exemplu, plătit de clientul tău, ai un contract, ai o strategie pe care vrei să o discuți cu clientul, dar nici măcar fizic nu poți avea acces la el. Cum se simt avocații? Mai are rost ceea ce faceți? Foarte oribil se simt avocații în situația în care nu au acces la clientul său, nu pot comunica cu rudele acestuia să le spună despre starea sănătății, să le spună despre acele momente care sunt foarte importante la anumite etape ale procesului, de exemplu, la stadia incipientă sau cum mi s-a întâmplat lui Vecislav Platon, în cazul în care sunt aduse acuzații că au fost deci înjunghiat, este o situație în care avocatul este intermediarul între client și deci rudele acestuia, este cel care e unica persoană care are acces la el și îngrădindu-i acest drept, eu consider că se admite o infracțiune de abuz și persoanele care au comis aceste îngrădiri urmează să fie trase la răspundere. Eu nu înțeleg de ce Ministerul Justiției, care este responsabil de supravegherea activității acestor instituții, nu a luat atitudine până acum la deci, acele apeluri care au fost făcute de către Uniunea Avocaților și vreau să vă reamintesc că cazurile de abuz nu au început acum. Au avut loc 3 flashmoburi în fața penitenciarului. A fost primul flashmob cu doamna Lozan, fostă președinte a Uniunii Avocaților, a fost alt flashmob făcut de către membrii Consiliului și iar data de 6 sau a fost președintele actual al Uniunii Avocaților la penitenciar. Deci acțiunile de abuz continuă și ele deci, sunt neglijate de toți cei care urmează să investigheze aceste fraude. Domnul Țurcan, vreau să vă întreb, dar în cazul în care dumneavoastră personal nu vă implicați ieri, în general, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, ar fi reacționat la această încălcare? Nu pot spun da sau nu, adică nu aș fi corect sau colegial, adică aș spun că da sau aș implica sau nu. Eu pur și simplu nu am așteptat ca să intervină cineva, să pornească cineva. Adică nu a fost niciun fel de discuție între noi în Consiliul Uniunii Avocaților, cât cumva trebuie să reacționăm și să întreprindem careva măsuri. Astăzi a avut loc ședință Consiliului. Da, a avut loc ședință Consiliului. Ei văd problema în ceea ce se întâmplă acum. La ședința Consiliului eu personal am evitat mai mulți avocați care sunt cointeresați pentru a discuta această problemă pe interior la ședința Consiliului, dar cu participarea avocaților care doresc să expună. Și au venit, mai mulți avocați au venit. Într-adevăr, mai mulți avocați au venit. Ulterior, după ce au fost audiați toți avocații, urma să fie discutat că anterior, la ședința precedentă a Consiliului Uniunii Avocaților, la propunerea mea a fost pusă o problemă care ținea de urmărire penală ilegală împotriva mea și lui Maxim Belinski. Și concomitent, ca membru Consiliului, eu am propus să fie discutată și alte probleme care ține de probleme de sistem cu care se confruntă avocații, când avocații sunt intimidați, urmăriți, li se îngrădesc drepturile și într-așa caz să fie discutat și alte probleme, protestul avocaților, în legătură ca formă de o reacție din partea Uniunii Avocaților. Și ambele aceste probleme au fost de Consiliul comasate, unanim, într-o problemă, s-a spus că este o problemă și împreună trebuie să fie discutate. Au fost discutate. Deci și intimidările și protestul. Da. Și până la urmă s-a votat unanim, atunci l-am ajuns la concluzie, la ședința precedentă a Consiliului. Asta nu ieri a fost.
poate vreo două săptămâni urmă, aproximativ. Și atunci s-a ajuns la concluzia unanim, sau o săptămână în urmă am votat, că o să fie pe 22 martie, o să fie congresul extraordinar a Uniunii Avocaților din Republica Moldova, la care se invită toți avocații, inclusiv și stagiare, unde o să fie discutate problemele cu care se confruntă avocații, cu intimidarea, urmărirea avocaților și așa mai departe. Până la urmă, astăzi, la Consiliu, urma această problemă și să fie pus la vot. După ce au fost audiați toți avocații care au fost prezenți, a fost pusă la vot ideea dacă facem ceva. Pe 22 să aibă loc acest congres, da, extraordinar. Va avea loc acest congres sau nu va avea loc. Și, adică era mai multe idei discutate. Cât mai efectiv să fie cheltuiți banii Uniunea Avocaților e una. Și a doua problemă, totuși trebuie ceva de întreprins. Urgent ceva trebuie de întreprins. Eu, de exemplu, de câteva ori am spus cu altele, cu diferite cuvinte, dar aceeași idee, dacă te-ai fript cu un crop, acum, cu apă fierbinte, și trebuie urgent ceva și întreprins. Și într-așa caz, noi începem a căuta diferite scuze și ca să amânăm și să amânăm și să amânăm la infinit, sau totuși întreprindem ceva. Ce s-a decis? Va avea loc acest congres extraordinar sau nu? Nu, a fost anulată această hotărâre precedentă. Nu va avea loc acest congres extraordinar. De ce? Asta s-a explicat cumva? Motivul la care s-a făcut trimetere, că la data din 1 martie, pe site-ul Curții Supreme de Justiție, a fost publicat decizia Curții Supreme de Justiție, plenumului Curții Supreme de Justiție, în urma, care a fost pronunțată în urma examinării recursului în interesele legii, cu care s-a adresat în Curtea Supremă de Justiție Procurorul General, domnul Hărunge, a apelat și a solicitat opinia Curții Supreme de Justiție cu privire la aplicarea articolul 252 cu indicii 1 din Cod Penal. Traduceți pentru cei care nu sunt juriști. Da, s-ar vedea fals în declarație. Dar nu s-a menționat... O clipă falsă în declarație, asta s-a avut în vedere declarațiile făcute de avocați? Asta ține de dosarul penal. Dosarul penal care este împotriva mea și al Maxim Benin. Dar în demersul procurorului care l-a apelat în Curtea Supremă, el nu a invocat numele meu și al Maxim Belinski. El a făcut trimetri la practică largă, Curtea Supremă de Justiție, și chipul este contradictoriu și într-acest caz trebuie să fie pus punct. S-a finisat cu aceea că la data din 1 martie a fost pronunțată deja hotărârea motivată. Și fiindcă s-a pronunțat hotărârea motivată, din ea este foarte clar că Procurorul General are o viziune total contrară legii și restul, toți apelanții la care s-a solicitat opinie din partea Curții Supreme de Justiție, s-ar vedere juriștii de la Facultatea de Drept, la Universitatea de Stat, Curtea Constituțională, mai multe instituții s-au expus și toți au spus unanim, au spus că avocat, într acest caz nu poate fi vorba de instanțele judiciare, nu pot fi interpretate și organele de drept nu pot fi interpretate ca organe competente la care poate apelează avocatul și într acest caz ca consecință principală, adică din punct de vedere juridic să înțelegeți care e consecința, că avocatul nu poate fi subiect de răspundere penală într acest caz. Dar pur și simplu, având o astfel de interpelare din partea Procurorului General, dacă citești textul deciziei Curții Supreme de Justiție, motivarea, este clar că un astfel de procuror general nu mai poate fi mai departe tolerat în fruntea procuratorii. Aceasta poate fi în general interpretat ca un atac asupra avocatorii din partea Procuratorului General. Discutăm despre aceasta după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi. Noi continuăm să discutăm despre situația în avocatura din Republica Moldova. Ne-am pornit de la cazul avocaților lui Viceslav Platon, care astăzi, pentru a 27 de oară, n-au avut acces la clientul lor, ceea ce mie personal îmi pare o încălcare gravă. Înainte de pauză vorbeam cu dumneavoastră, domnule Țurcan. Ați vorbit despre acel proces de la Curtea Supremă de Justiție, care a fost pronunțată o hotărâre în urma plângerii din partea Procurorului General. Dar vă rog frumos, nu, fără că să intrați în detalii, ce legătură aceasta avea cu Congresul Extraordinar al Uniunii Avocaților? În urmă decizii care au fost adoptate de către Curtea Supremă, de plenumul Curții Supreme de Justiție, reiese că cauza penală care este acum pe rol în judecătoria Drochia, sediul Râșcani, ea urmează să fie
În care dumneavoastră, ce vi se incriminează acolo? Fals în declarații pe 352 cu indicele, cu semnul 1 din codul penal. Fals în declarații. Dar acolo dosarul cel urmează să fie, este evident că l-a fost pornit ilegal, nu a fost niciun temei ilegal. Asta înseamnă că noi trebuie să fim achitați. Eu și Maxim Belinski. Și prin urmare, Consiliul a ajuns la concluzia că problema este deja depășită. Epuizată. Adică, epuizată, da, da. Epuizată. Și Congresul nu mai are rost să aibă loc. Deja sunt altele probleme, trebuie de căutat altele modalități de reacționa în legătură cu ilegalitățile care sunt în privința avocaților. Dar problema legată de faptul că unii dintre avocații în Republica Moldova nu pot avea acces la clienții lor timp de 27 de zile la rând, timp de o lună, asta nu este o problemă care merită să fie asta discutată? Care... Sau protestul care a fost discutat? Din acest motiv eu am fost împotrivă ca să fie anulată hotărârea precedentă cu convocarea Congresului Extraordinar a Uniunii Avocaților. Eu am fost împotrivă. Dar acum vreau să vorbim un pic despre aceste intimidări care urmau să fie discutate la acest Congres Extraordinar. Dincolo de faptul că nu aveți acces la clienții dumneavoastră, nu întotdeauna aveți acces. Cum dumneavoastră simțiți această presiune din partea sistemului? Eu nu vă întreb concret din partea cărui sistem. Procurator general sau alte organe de stat. Deci, cum simțiți această presiune sau intimidare, domnule Pleșcă? Eu nu să mă refer la mine personal, dar sunt cazurile cunoscute. Deci avocații vocali sunt în mare parte aleg cu dosare penale, sunt stigmatizați, sunt amendați, sunt înlăturați din ședințe. Deci li se limitează accesul la întrevederi, se fac presiuni asupra avocaților, pentru că nu poate fi făcut presiune asupra avocaturii, da? Cazurile le percepem prin presiune, o percepem prin cazurile particulare, care ies în evidență, poate sunt care nu sunt cunoscute, dar ele sunt foarte multe. Și numărul mare de dosare penale care îngrijorează experții străini și chiar acum... Dosarelor penale pornite pe numele avocaților. Dar există vreo statistică în acest sens? Și vreau să spun un lucru, că în situația în care pe raportorul special a Organizației Națiunilor Unite acum a fost prezentat raportul la ședința Consiliul pentru Drepturile Omului, dacă nu greșesc. Deci s-a menționat îngrijorarea în legătură cu urmărirea avocaților și persecuția acestora și stigmatizarea lor. Și când pe raportorul Organizației Națiunilor Unite îl preocupă această problemă, iar în cadrul organelor de autoadministrare a profesiei de avocat, această problemă nu este relevantă. Mie îmi apare o sumedenie de întrebări referitor la cum are loc această autoadministrare. Cu domnul Viceslav Țurcan, e clar, deja are dosar penal, domnule Strat. Dumneavoastră v-ați simțit vreodată presată, intimidată? Da, sigur. Sunt și eu cu dosar penal. S-a fost aveți început, dar sigur, cum așa poate Strat fără dosar penal? Un avocat, știți cum, respectat cu verticalitate să nu aibă un dosar penal, înțeleg? Mi s-a recunoscut calitatea de bănuit și a fost încetat, n-am fost pusă sub învinuire, că nu au fost acumulate probe. Dar s-a încercat, da, evident, am fost ascultate, am fost monitorizate, sunt și în prezent, cred că mi-a fost spart și telefonul meu, pagina mea de Facebook, deci sunt diferite modalități. În fiecare zi mă sună de la spitalul de psihiatrie și, mă întreabă dacă prestez consultații de la psihiatrie, sunt medic-psihiatru, dacă intrați pe site o să vedeți, telefonul meu este afișat, nu este scos încă. Deci este o modalitate de a te scoate din minți și de a te... Dar asta este o hărțuire. Da. Adevărată, este o hărțuire și nu numai hărțuire, este și o intimidare ca o blamare, să zic așa, avocatului care încearcă să meargă împotriva sistemului. Dumneavoastră, puteți presupune cine face acest lucru? Nu concret, dar... În primul rând o fac organele de drept care au pornit cauze penale. Deci organele de drept, sigur, cele care au pârghiile de verificare... Trăiesc din banii noștri. Trăiesc din inclusiv ai dumneavoastră. Da, și ai mei tot. Domnul Susarenco, în general, cum e să fie astăzi avocatul Republicii Moldova?
Eu nu am dosar penal, deci nu știu dacă se... Deocamdată. Eu cred că pur și simplu suntem de promulie. Da, organele de drept pur și simplu suntem de promulie. Poate nu cunosc. Este corect, spune că nu am statut în dosarul penal. Nu cunosc. Dar, de exemplu, în 2015 sau 2016, când lucram într-un dosar destul de mediatizat în care era implicat Serviciul de Informații și Securitate, mi-a fost spart mașina. Furate toate actele de acolo și eram și eu urmărit, primeam tot felul de apeluri, rugat de diferiți oameni cunoscuți să ies cu cineva, să discut, ceva să schimb. Deci este o presiune atunci când, în special, lucrez pe dosarele care sunt de rezonanță. Dar eu cred că nu doar asta, deci poți să vezi presiunea la care este supus avocatul și în dosarele de zi cu zi sau în atitudinea pe care o au, de exemplu, acești judecători în diferite instanțe față de avocat. Avocatul a devenit cumva inferior pe balanța asta a justiției. Știți, față de celelalte. Eu discut cu mulți avocați. Așa se întâmplă că trăim niște timpuri în care multă lume bună se trezește cu dosare. Deci eu vorbesc cu mulți avocați. Și avocații îmi spun că niciodată n-a mai fost așa ceva încât judecătorii să respingă orice propunere înaintată de către avocați. În general, te poți să iei procesul de la început până la capăt, aproape totul este respins. Ceea ce propune procuratura, procurorii este acceptat, ceea ce propun avocații este respins. Și într-un fel, avocații o fac deja din simplu motiv că astăzi se fie înregistrat în proces verbal, în proces, așa încât pe urmă, când vor ajunge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, astăzi se fie constatat că o încălcare. Dar asta este, să mă scuzați, asta este atât de trist când intri în proces și din start știi că împotriva ta tu cu sapă la avioane mergi și împotriva ta se unesc judecătorii cu procurorii. Și asta se vede. Și mai mult decât atât, nu doar se respinge. Deci, avocatul... Vă rog să confirmați, e așa? Pentru că asta îmi spun avocații, e așa? Avocații ajung să fie alăturații înșiși din proces ca apărători ai clienților săi pentru poziția activă, pentru prezentarea probelor. Și eu am spus-o și o mai spun încă o dată. Dacă eu să ajung la situația ca să mă transform în ghilimele, în mobilier, în instanța de judecată, eu n-am ce căuta acolo. Înseamnă că misiunea mea este egală cu zero. Dar nu vă pare că noi suntem deja aproape de acel moment când avocații, cei care sunt vocali, care încearcă să răzbată din coate în sistem, deja se apropie de momentul acela când vor ajunge să fie imobilă în cadrul proceselor? Nu vor ajunge mobilă, fiindcă nu suntem noi din categoria de oameni care să tăcem, în primul rând, într-al doilea rând, modalitățile de a ne amenda de primă instanță, noi le contestăm la curțile de apel și le scoatem aceste amenzi. Oricum, există Curtea Europeană a Drepturilor Omului și orice avocat care se respectă pe sine nu o să admită ca să fie utilizată calitate de mobilier. El va face tot posibilul ca să aducă acele încălcări în fața instanței, să le vocifere și să le pună, deci, pentru analiză atunci când va fi pronunțată sentința. Dar eu cred că nu orice persoană, de exemplu, ar rezista zilnic să răspundă la zeci de apeluri dacă asta este psihiatrie sau dacă prestați servicii de psihiatru. Știți, asta este o hărțuire care, dacă încă mai aveți copii, familie, lucruri de făcut, asta cumva te scoate dintr-o stare normală în care nu mai poți activa și ajungi la momentul în care spui, da, nu e vreo. Nu, la început era, într-adevăr, acum eu înțeleg că oamenii care mă telefonează nu sunt vinoveți și le răspund frumos că este o farsă. Atât, nu m-a ierit absolut deloc. Chiar mai mult, le-am dat voie că mă gândesc că mâine telefonul meu poate fi plasat în altă rubrică mai urâtă decât cea fel de servicii care sunt de psihiatru, încă nu sunt cele mai rele. Hai să zicem așa, pot fi și altele. Sunteți foarte optimist. Bine că încă păstrat simțul omorului. Păi cum? A fost la Covadis, pe urmă am trecut la psihiatrie. Deci, ați fost înainte? Da, ați fost la Covadis. Limba străină. Da, am făcut a doua facultate limba engleză și am gândit la început că cineva a făcut o glumă. M-a pus telefonul pentru să vadă dacă prestez eu servicii de consultanță individuală a elevilor care fac limba engleză. Am înțeles că nu, am telefonat la Covadis mi-a spus că nu este site-ul nostru, este adresa greșită, au eliminat această eroare, dar a doua zi imediat a apărut psihiatrie. Și m-am limitat la psihiatrie, mai bine am zis să fie psihiatrie decât să apară alte feluri de servicii.
Deci, dacă e să vorbim despre... Da, vă rog. Completez ca membru Consiliului. Eu pur și simplu văd sistematic la ședințele Consiliului când se discută. Eu am revenit în Consiliu numai din noiembrie anul trecut. Eu anterior nu am fost în Consiliu. Pur și simplu văd că se discută sistematic, periodic, se discută problemele. Cine anume suspendează activitatea de avocat sau îndeopște, încetează să activeze ca avocat. Și sunt tot mai mulți tineri avocați care proaspet veniți, nu de mult. Care cedează, nu rezistă. Da, cedează pur și simplu văzând. Unii chiar așa își motivează direct. Văzând cât e de mare presiunea în privința avocaților, unii chiar cedează. Nu m-au început activitatea în avocatură și deja pleacă. Ca să înțelegeți, nu toți rezistă. Nu toți. Ce e de făcut? Dumneavoastră aveți vreo... Eu spune că avocatura, de fapt, este un gen foarte puternic, foarte periculos pentru orice dictatură, orice țară, și este bagată de cei care conștientizează că avocatura este un gen foarte puternic, o țin pe dânsul într-o lampadă a lui Aladdin special. Și sistem că dacă sunt cetea frica această lampadă, iese genul, a până apoi nu îl văd. Și înțelegeți că avocatura e o forță foarte serioasă. Poate deja e cazul genul să iese din această lampadă. Eu cred că e o chestie de timp, numai. Nu, e o chestie numai de timp. De auto-organizare, de pe interiorul avocaturii și acest lucru inevitabil s-a întâmplat. Dar pe interiorul avocaturii, dumneavoastră, simțiți anumite procese, haideți să zicem așa, cum să numim asta? Un atac rider asupra sistemului avocaturii, așa încât cei care au voci mai vocale să fie înlăturați, dar majoritatea să rămână din cei care sunt mai, nu, să zicem așa, mai... Atacul rider vine... Mai negociabil. Atacul rider vine de la avocații din oficiu, care se implică în cazurile în care există avocații aleși și avocații aleși din careva motive nu se prezintă tactic, să zicem, sau din alte considerente nu se prezintă în ședință și sunt substituiți și nimeni nu îi atrage pe acești avocați care vin în proces în locul avocatului ales, nu contestă acele hotărâri care sunt adoptate în cadrul procesului. Dar clientul are dreptul să refuze la acest avocat? Clientul are dreptul să refuze, instanța pășește peste aceste drepturi și continuă să examineze cu avocat din oficiu, cum deci, a fost chiar dacă clientul refuză să lucreze cu acest avocat? Da, așa a fost în cazul Gheorghe Petic. Dar cum e posibil? Puteți să-mi explicați? Asta, în general, mai vorbim... Noi mai putem vorbi despre justiție, despre un proces justiciar? Nu putem vorbi. Dreptul la apărare este limitat, este obstrucționat și este flagrant încălcat de cei care trebuie să-l respecte, în primul rând de judecători. Atunci când se admite un avocat din oficiu... Spuneți-vă, rog, judecătorii nu se tem să facă parte din acest joc? Cred că nu se tem dacă continuă. Eu cred că suntem, dar ei sunt fie puși la într-o dilemă sau la zid, fie sunt asigurați de cineva că nu să le se întâmple nimic, pentru că eu am avut personal cazuri când despre ce s-a vorbit acum, am fost înlăturat din proces pentru că era prea activ, cereri de recuzare sau cereri de diferite demersuri, înlocuit în aceeași zi cu avocatul din oficiu, care nu știe cele 7 dosare din cele 7 volume din dosar, dar imediat vine și susține dezbaterea judiciară și termină cazul. Cum e posibil, explicați-mi acest lucru? Există un client pe care îl apărați. Clientul îi place de dumneavoastră ca și avocat. Ați venit împreună în proces. Cum judecătorul care ar trebui să fie un arbitru care stă exact la mijloc, aici e procurorul, aici e avocatul, cum el poate să decidă că acest avocat nu e bun, îl înlocuiesc cu altul din oficiu? Cum? Simplu și chiar și scriu așa, în interesul justiției sau pentru a nu tergiversa examinarea cazului. Și mai mult decât atât, la noi a fost situația, de exemplu, în cazul despre care am început a vorbi, cazul Vyacheslav Platon, când avocatul din oficiu s-a dat contrar voinței lui. A spus, du-te, eu nu vreau să mă aperi. Tu asta ești reprezentantul... Asta este introdus în proces verbal în cadrul procesului? Nu tot timpul. Deci asta ajunge să fie documentat așa încât pe urmă din asta să puteți atacați asta? Da, noi am atacat, noi am făcut și obiecții la procesul verbal, ședințe de judecată, dar vine avocatul din oficiu și ieri a fost numit, seara el studiază 50 de volume din dosarul penal într-o singură, în câteva ore, și vine a 20 și spune, da, eu sunt gata să apăr clientul.
Dar dumneavoastră a studiat dosar? Da, eu am studiat, tot normal. Mai departe, referitul... Puteți să spuneți, care este raportul avocaților din oficiu cu restul avocaților? Cât de mult sunt ei în sistem? Exact cifra eu nu pot să vă spun. Adică procentual, 10%, 20%. Nu, mai mulți sunt. Mai mulți sunt, în primul rând, mai mulți în Chișinău, deoarece, în principiu, dosare sunt mai mulți în Chișinău. Dar ca să înțeleg, pur și simplu, eu vreau obligatoriu să vorbim despre exemple concrete, dar vreau să înțeleg care este logica după care funcționează sistemul. Acești avocați din oficiu acceptă să facă parte din acest joc? Unii din ei. Bine, nu toți. Sunt avocați cu principiu din oficiu. Nu este corect să generalizăm, dar sunt unii care acceptă să facă parte din acest joc. Ei o fac de ce? Pentru că au alte dosare în care ar putea să fie avantajați sau... Deci, care este beneficiul lor? Sau sunt și ei șantajabili și fiind șantajabili cumva încearcă să scape de pedeapsă? Care este motivul de ce ei acceptă să participe în acest joc? Sau pur și simplu sunt plătiți? Ei sunt plătiți în primul rând. Ei sunt plătiți pentru fiecare acțiune procedurală la care participă. Primesc salariu. Da, dar asta, acești bani, eu cred că nu sunt comparabili cu banii clienților privați care, care ar putea să-i plătească. Nu sunt comparabili, în primul rând, pe simplu motiv că sunt plătiți cu ulterior, cu întârziere, după cât eu cunosc, eu n-am prestat servicii. Dar ei pot fi cumva altfel motivați de sistem? Ei pot fi sancționați în cazul în care încalcă și vin nepregătiți în ședință, în cazul în care nu contestă hotărârile care sunt adoptate cu participarea lor, în cazul în care nu pun întrebări și nu sunt activi. Iată, asta este problema cea mai mare. Dar și îmi pare că dacă refuză de câteva ore de a prelua dosarul, pot fi excluși din sistemul de asistență juridică arătat de stat. Și pentru mulți din ei asta este dependență, adică mulți avocați nu au clienți pe care să-i plătească privat. De asta sunt dependenți de acest sistem. Haideți să vorbim despre încălcări. Eu vreau să continuăm. Este șirul încălcărilor despre care ați spus că există și alte încălcări grave. Puteți să aduceți exemplu din procese. Cu ce se confruntă astăzi avocații, cei ce într-un stat normal, într-un proces normal, justițiar, n-ar trebui să existe? Puteți să mai aduceți exemple? Când ar putea să nu poate să existe înlăturarea avocatului din proces? Asta e inimaginabil. Deci avocatul este înlăturat din proces. Avocatul este amendat pentru... Dar unii avocaților s-a expus pe acest subiect? Propunerea mea, nu s-a expus. Propunerea mea într acest caz a fost chiar și la Consiliu, că într acest caz, nu numai în cazul din neadmitere în penitenciar, în cazul dat, în penitenciar la o persoană concretă, vorba nu că noi facem tangență cu o persoană concretă. Problema e de că există problemă și Uniunea Avocaților trebuie să se expună. Opinia mea a fost expusă pentru membrii Consiliului că noi la fiecare caz grav, ceva încălcări sunt în privința drepturilor avocaților, e vorba nu că Uniunea Avocaților se asociază cu poziția avocatului într-un proces sau altul, dar e vorba de încălcări a drepturilor avocaților care participă în proces. Și într acest caz eu am propus și o să insist și în continuare la Consiliu, că numai decât trebuie să Uniunea Avocaților să vocifereze opinia sa referitor la ilegalitățile care se întâmplă. Și într-așa caz este modalitatea cea mai efectivă de a aduce la cunoștință a societății de la noi din țară, în parte. Este problema cu accesul în penitenciar, ea trebuie să fie vociferată, numai decât trebuie să fie dată publicității și trebuie să fie și o continuare a opinii Uniunii Avocaților. Așa cum s-a făcut cu mandatele de arest. Cu mandatele de arest, da, la curtea de apel când s-a făcut un protest. Dar asta a fost un flashmob, dar eu cred că într acest caz totuși altele încălcări pot fi. De exemplu, nu toți avocații apelează la Uniunea Avocaților și informează despre ilegalitățile care s-au întâmplat în privința lor, ca să înțelegeți. Fenomenul, de fapt, cu mult mai grav. Adică obișnuința de a încălca drepturile avocaților sau de a ignora drepturile lor este mult mai răspândită, ceva este mult mai grav. Și unica ieșire dintre așa situație, eu cred că noi trebuie să căutăm mai multe modalități de a protesta, de a ne opune sistemului, dar totuși scopul final este că genul se scoale din lampa aceea lui Aladin și iasă, și ea trebuie să iasă, numai decât.
Noi, pur și simplu, este o chestie când... Dar ce ar însemna aceasta, ieșirea lui Gen? Ce ar însemna asta? Să ieșiți la proteste, așa cum, de exemplu, fac avocații în România? Avem exemple frumoase, numai ce am spus. Avocații din România, avocații din Franța. Uitați-vă cât de frumos se mobilizează și protestează, expunându-și poziția lor, cerând respectarea legii, cerând respectarea drepturilor, nu doar a avocaților, dar și inclusiv... Bun, sunt diferite subiecte care au fost puse la... Știți, eu cum stau și mă gândesc, dar cei care vă încalcă vouă avocaților drepturile în cadrul proceselor în care activați, nu se gândesc că riscă și ei odată și odată să ajungă în instanțe de judecată, nu în calitate de judecători sau procurori, dar în calitate de oameni care vor avea nevoie de apărare. Și în cazul în care ei vor avea parte de exact aceeași abordare din partea judecătorilor, deci eu asta, nu există un fel de чувство самосохранения. Practica arată că persoane imune nu prea sunt și avem exemplu a judecătorilor care au examinat cauze de rezonanță, cauze în privința lui Veaceslav Platon, a lui Vladimir Filat, deci dosare care noi am reclamat multiple încălcări a drepturilor omului, care a fost sfidată, da, umorul Valeriu Boboc, care au fost sfidate toate normele unui proces echitabil și până la urmă s-au pomenit ei și reținuți, ei sunt prezumați nevinovăiați, dar au trecut prin acest calvar al justiției. Dar presupun că și acum și ei ar putea să se plângă pe faptul că avocații lor sunt îngrădiți de dreptul, au acest drept și avocații trebuie să-i apere. Trebuie să ne întrerupem pe o scurtă pauză de publicitate, continuăm să discutăm după aia, rămâneți cu noi. Continuăm să discutăm despre situația în avocatură din Republica Moldova. Până acum, ceea ce am înțeles eu este, știți, cum am spus eu, ca și în spotul pe care noi îl promovăm, LTV8-ul, toată lumea a înțeles despre ce eu vorbesc, dar chiar așa e în avocatură. Asta este concluzia mea după ce am discutat cu dumneavoastră. În timpul pauzii ați mai adus câteva exemple cum vă este îngrădit dreptul de a-i apăra pe clienții dumneavoastră. De exemplu, când înaintați recursuri, nu vi se permite să argumentați? Există și așa cazuri? Da, este o practică obișnuită la Curtea de Apel și majoritatea avocaților spălând despre acest fapt că vin pur formal la examinarea recursurilor și când asculți la sfârșit verdictul instanței este respins. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne admită recursurile de la sine, da? Dar misiunea sau în cadrul unui proces persoana trebuie să fie auzită. Asta este prima regulă. Deci pornim de la examinare nemijlocită de către inclusiv instanța de apel sau a cazului, ei trebuie să vadă care e situația, să asculte părțile. Dar examinarea pe bandă rulantă a unor dosare penale, evident că este o altă procedură, o altă problemă sub acest aspect. Știți, dar în anumite dosare care se examinează absolut formal, părțile pur și simplu li se neagă expunerea. Doriți să susțineți, deci susțineți recursul, îl susțin, dar aș dori să-l argumentez. E posibil? Nu, nu este posibil. De când se pornește? De când s-a simțit așa un atac asupra avocatorii? De când avocații sunt abordați în așa fel? Întotdeauna a fost așa sau se simte o degradare de ceva timp? Bun, eu pot să mă expun din 2011 încoace despre ce pentru mine personal ultimul timp este apogeul pentru că, mă rog, încălcări tot... Ultimul timp asta cât? Ultimii, cred că, 2-3 ani este cel mai grav. Mă rog, de prin 2015 cam, cred că s-a început situația asta foarte gravă, cu deschidere de dosare penale, cu urmărire, cu denigrare public, pentru că este și denigrare, multe materiale, sau pseudo-jurnalistice, nu știu cum să le numesc. Da, acestea nu sunt materiale jurnalistice, vă rog. Da, și deci... Când rol, blogheraș, răspândesc fel de informații despre avocați, asta nu este jurnal, nici măcar fără să
să le ceară dreptul la replică, asta nu este jurnalism. Și în general situația degradează într-atât de mult că oamenii nu mai au încredere în avocați ca atare. Adică avocatul devine o formalitate, un mobilier, cum cineva spune astăzi, pentru care nu ești sigur că mai vrei să plătești bani, dar pentru ce dacă poți să ajungi direct la altcineva? Dacă oricum avocatul nu mai hotărăște nimic sau nu este important în proces. Deci asta lovește în general asupra întregii avocaturi, nu doar asupra unor avocați anume care lucrează pe dosare mai piparate. Da, absolut. Eu sunt convinsă că aici toți au de suferit. Doamna Strate, dumneavoastră, de când simțiți această degradare? Ultimii ani mai intens. Dar vreau să spun că, nu știu, pe mine nu mă întrerupe nimeni în cadrul procesului, pentru că nici măcar nu încearcă sau încearcă, dar dumneavoastră continuați să vorbiți, ca să înțeleg. Deci au fost câteva tentative în care am încercat să mă întrerup, au fost persoanele puse la punct și nu se întrerupe, dar nu mă ascultă, se uită în dosare, se întorc, se sucesc, își caută alte ocupații, să-mi dea de înțeles că este pe sfârșit. Eu am auzit nu de la un singur avocat că judecătorii în timpul proceselor, de exemplu la Curtea de Apel, pot liber stai așa în telefoane, stau în telefoane, avocații acolo stau și povestesc, vorbesc, prezint argumente, dar oamenii stau în telefoane. Sau pot să vorbească poate între să ei doarmă. Judecători. Să doarmă? Sigur. A fost și poze pe internet. Dumneavoastră glumiți? Nu. A fost caz la Curtea de Apel când judecătorul a fost surprins, a dormit. Ați putea spune cine? Justiția a dormit. Eu nu știu despre cine este vorba. Nu țin minte numele, dar a fost o poză prin internet prin care judecătorul în cadrul ședinței, în cadrul colegiului, a dormit. Domnul Țurcan, dumneavoastră de mai mulți ani activați ca avocat. Deci ați prins și anii 90. Deci ați putea cumva evolua cum s-au schimbat lucrurile în toți anii de când activați? Cândva a fost mai greu decât acum? Diferite perioade, pe atunci, prin sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, era pe larg răspândită tortura și s-a aplicat tortura într-adevăr în formele cele mai drastice, cele mai sălbatice, și persoanele care erau maltratate se ascundea dintr-un comisariat în altul pentru a le ascunde maltratările, urmele care era. Dar pe atunci era probleme și cu parvanul de steclă la Tighina 6. Mai exista parvanul de steclă până s-a ajuns la o tentativă deja grevă a avocaților și până la urmă repede le-au scos parvanele cele de steclă ca să nu împiedice avocaților și să comunice direct cu clientul. Și a fost o reacție a unei avocaților și s-a maturat problema. Asta e un exemplu când genul a început a ieși din Ulcior. Și eu de atât spun că este pur și simplu, noi nu suntem angajați la undeva, la cineva, la locuri de muncă. Noi nu ducem rapoarte la careva angajator de muncă. Dacă avocatura se pornește, apoi o să fie ceva mult mai serios. Referitor la situația, cum evoluționează, eu aș spune că, într-adevăr, în ultimii ani, poate din 2014-2015, situația a început să agraveze și devine tot mai gravă și mai gravă. Tot la mai mulți avocați aud formele de reacționare a judecătorilor în ședințe judiciare, când avocații sunt insistent, solicită respectarea drepturilor clienților săi, imediat este aplicată amendă. Sunt și colegi de aici. Dar ce fel de amenzi vă sunt aplicate? Judiciare? Pentru chipul că se încalcă ordinea în ședință judiciară, poate fi 1.000. 50 de unități convenționale, da. 2.000 de lei. Și pe parcursul unei ședințe pot fi aplicate și 2, 3 amenzi. Pentru faptul că nu te conformezi, dar avocații înaintează niște, sunt colegi care pregătesc texte din scris, din timp în scris, le prezintă în instanță. Deci înaintezi și pentru aceasta ești amendat? Da. Deci aceasta se consideră da, cât... Da, și pentru asta, și imediat se aduce un avocat din oficiu, care se așează în sală și el chipurile te înlocuiește. Dacă tu faci ceva incomoditeți, scrieți pentru instanță de judecată, deoarece intervine avocatul din oficiu. Pe cazul penal de tentativă de omor lui Pahătniuc. Eu, de exemplu, participam și l-am apărat pe taxist. Domnul cel care era taxist. Și până la urmă, chiar când am ajuns în curte de apel, eu înaintasem niște cereri și judecătorii aduc în instanță de judecat în sală avocați din oficiu. Și atunci... Asta încă înainte ca să fiți înlăturați, de exemplu. Da. Și, la fiecare sluci. Da, și când colo, aștia inculpații spun că eu n-am încredere în avocații ăștia din oficiu. N-am încredere.
Și ăștia spun că nu, avocații ăștia din oficiu se scoală și spun că noi plecam, că din punct de vedere demnitate avem. Noi plecam din sală dacă nu are încredere, n-au încredere clienții. Și ăștia spun că nu, voi sunteți obligați să stați în sală. Voi sunteți obligați să participați aici în ședință. Și până la urmă, concomitentul a participat și avocații din oficiu. Dar nu totdeauna au fost avocații din oficiu. Eu, de exemplu, am fost prezent. Dar cum, explicați-vă, vă rog frumos, cum omul care este judecat îi poate fi băgat cu deasâlă, să mă scuzați, un avocat? Numai ilegal. Din acest motiv eu m-am scuzat și am înaintat recuzare. Imediat, la tot completul de judecat. Recuzarea a fost respinsă, judecarea cauză, examinarea a continuat. La noi recuzarea a fost respinsă și noi amendați. Uh-huh. Pentru recuzare că îi se impune clientului avocat. Colegul meu am fost sancționat cu 14.000 de lei amendă. Pentru ce? Pentru că am anunțat recuzare, pentru că nu ne-am fi prezentat la proces, dar noi ne-am prezentat, am întârziat și pentru recuzări. Dar, sincer, eu de mult n-am avut așa emisiune în care nu prea am cuvinte. Eu nu știu, dar eu cum înțeleg, eu primesc săptămânal câteva scrisori de la telespectatorii noștri care au trecut prin caloarul sistemului judecătoriesc din Republica Moldova, care se plâng. Din păcate, nu întotdeauna am posibilitatea chiar și să înțeleg toate scrisorile, pentru că oamenii scriu din mână. E vorba despre procese în care ei au pierdut, știți, le-a fost distrusă viața, pentru că nu e, în cel mai bun caz au pierdut, de exemplu, casa în care au trăit, dar sunt cazuri și mult mai grave, în care oamenii au pierdut ani de zile. Eu țin minte cum un fost angajat al Ministerului Finanțelor, unui control inter financiar al Ministerului Finanțelor, care a fost condamnat la 6 ani și a stat mai mult de 2 ani în închisoare, după care a fost achitat complet și deci s-a demonstrat că, în general, dosarul a fost pornit ilegal pe el, pentru că s-a dus cu controlul financiar la Cahul, dacă nu greșesc, a constatat o dilapidare mare de bani de la stat. Normal că s-a organizat dare de mită. Deci omul a fost achitat, dar a stat mai mult de 2 ani prin închisori și a ieșit din închisoare. A intrat om sănătos, a ieșit om cu dizabilități. Iată, eu vreau să vă întreb, deci oamenii care ajung în fața sistemului judecătoresc și în fața Procuraturii Generale, pentru că să nu uităm despre rolul Procuraturii Generale, ce rol acum joacă în tot procesul de justiție-procuratură. Mai mulți avocați spun că, de fapt, la noi cumva totul a devenit o anexă a Procuraturii Generale, pentru că acolo, cum se decide acolo, așa și va fi decizia instanței. Deci, oamenii, cum ar trebui să se simtă și ei, în general, mai pot spera că vor fi aparați de avocați dacă sunteți așa, cumva, înlăturați, băgați în colț, aruncați din procese, psihologic hârțuiți. Deci oamenii mai pot spera că ei pot avea parte de justiție corectă în Republica Moldova? De justiție corectă nu știu, adică depinde, este de la caz la caz, dar de apărare da, pentru că avocați sunt mulți, avocați sunt buni, avocați sunt integri, oameni, în general avocatura este o profesie liberală. Nu depinde de stat, nu depinde de angajator. De asta avocatul este mai liber decât acel procuror sau judecător sau polițist. De asta el și este mai periculos, cum spunea domnul Țurcan. De asta avocatura este o breaslă care poate produce surprize și care de fapt este unul din fundamentele procesului de justiție într-un stat democrat. De asta eu cred că oamenii trebuie să susțină avocații, trebuie să creadă în ei, trebuie să refuze să meargă cu avocații care sunt compromiși sau care fac front comun cu procurorul sau, pentru că sunt și cazuri de astea, sunt și avocați care fac, pur și simplu sunt de formă sau care fac front comun cu procurorul. Hai că 2-3.000 de euro și rezolvăm întrebarea cu arestul preventiv, de exemplu. Dacă o să ne susținem reciproc, și eu cred că este o mare problemă în avocatură la moment, pentru că nu există unitate. Nu există voce. Noi cine mai vorbim... Dar această unitate, această voce din partea... Cui ar trebui acum să iasă? De exemplu, Uniunea Avocaților sau o Uniune mai neformală a avocaților? Deci cum ar putea această voce să fie, să devină mai unită? Cred că pot fi diferite situații. Eu cred că Uniunea Avocaților este în primul rând acea entitate care este oficial creată și care trebuie să fie liderul pe acest segment. Să coalizeze. Dacă nu poate, atunci pot, desigur, apărea grupuri informale. Au mai fost cazuri, că au mai fost grupuri informale care
au coalizat oamenii. Și chiar acel protest, dacă eu nu greșesc, de anul trecut. Chiar și grevă, a fost o inițiativă de grevă. Da, asta tot a fost de un grup de avocați. Deci, inițiativă. Deci asta se poate fi făcut, doar că asta trebuie să ne intre în sânge. Noi să fim obișnuiți să ieșim și să ne facem auziți. Și asta este foarte important. La și cred că asta ține nu doar de avocați, asta ține în general de orice domeniu din Republica Moldova. Avocați, jurnaliști, judecători, oameni de afaceri, oricine, medici, învățători, pentru că așa doar se schimbă lucrurile. Când ne unim și încercăm să rezolvăm probleme împreună. Principiul colegialității, susținerea reciprocă. Asta este cea mai mare forță a avocaturii. Atunci, chiar și domnul Țicanu a spus că în ultima perioadă aude tot de mai mulți colegi că se plâng pe aceeași abordare față de ei. Acest lucru ar putea să vă facă mai colegial, cumva, mai solidar, că începeți să vă pierdeți din puteri ca avocat și din acest motiv să vă uniți. Eu nu pot să spun că avocatura nu este unită. Eu nu sunt de acord. Poate unele probleme nu sunt abordate la nivelul cel care trebuiește, dar despre unitate ne vorbește. Însăși faptul când un coleg de-a nostru are nevoie de susținere, eu personal am sărit în ajutor oricărui care a fost pus în situație dificilă, aceeași Ana Ursache, aceeași Lilia Prodan, care alți colegi de-a nostru au fost urmăriți penal. Deci nu am așteptat să vină cineva să mă roage, să merg, să susțin. Noi eram uniți, noi făceam o grevă și boicotam câteva zile sau săptămână toate procesele, așa cum făceau avocații în Franța Dumitru, sau în România. Și Dumitru, mă scuz, te rog, dar ce? Asta trebuie să fie hotărârea Congresului? Noi nu singur nu putem să șurmăm în fața penitenciarului și să înconjurăm penitenciarul ăla că nu poate fi scos nimeni de acolo. Putem. Sigur că putem, doar că asta trebuie să fie organizat. Noi trebuie să ne organizăm. De ce nu creați un grup de inițiativă? Am făcut anul trecut, am chemat, am fost în fața penitenciarului, iată, Veceslavu să... Da, noi ca doamna Angela are dreptate, ca și avocați, suntem colegi, ne susținem, suntem și uniți, doar că întrebarea era pusă referitor la unitatea ca și instituție. Ca instituția avocaturii. Asta este o putere. Două exemple. Noi am avut mai multe exemple, dar două exemple din cadrul procesului în care și dumneavoastră activați ca și avocat. Ana Ursache și domnul Crețu, care sunt în căutare generală și sunt nevoiți să trăiască în afara Republicii Moldova, pentru că în Republica Moldova, normal că e periculos să revină. Deci, ei au simțit solidaritate din partea Breslei atunci când s-a pornit dosar penal. Cum credeți? Cred că au simțit-o de la colegi luați în particular. Nu știu dacă de la Uniune ca și entitate. N-au avut unitatea Breslei, au avut unitatea, v-am spus personal, a colegilor. Are perfect dreptate colegul. Au sărit în ajutor acei colegi care n-au fost indiferenți. Cu regret, la noi în avocatură această unitate ar trebui să crească, să se dezvolte, dar la moment nu este. Pe scurt, în loc de concluzie, credeți că avocații din Republica Moldova, eu cum nu vorbesc despre toți, dar măcar o parte din avocați, sunt în stare să devină acel gen care va ieși din... Da, sigur. Da? Mai mult ca sigur. Sigur. Domnul Peșca. Sunt obligați, pentru că avocatul trebuie să vegheze respectarea statului de drept și drepturile și libertățile cetățenilor și asta clienților, cetățenilor, cetățeanului. Și în situația în care misiunea avocatului în acest sens este neglijată, noi nu putem vorbi despre stat de drept și de o societate democratică. Dispare această misiune a avocatului, dispare democrația, oricât de banal nu ar suna, dar este un pilon foarte serios. Și atunci când se atacă avocații, se atacă o societate democratică. În acest sens, avocații activi și vocali sunt foarte importanți și noi cred că în avocatură avem mulți colegi foarte bine pregătiți, foarte buni profesioniști și care nu se lasă bătuți, care tot timpul o să meargă înainte. Doar că este nevoie de unitate. Avocatura este elementul fundamental, este indispensabil pentru sistemul de justiție. Și în același timp, avocatura nu poate fi neliberă. Deci, esența avocaturii este liberalismul, este profesie liberală. De asta acesta este, într-adevăr, o breaslă, un domeniu care este un izvor continuu de oameni liberi. Prin esență, mă rog, o parte pot fi
influențați prin diferite modalități. Dar, în general, cred că avocatura este una din acele surse care pot asigura democrația într-un stat. Eu mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Eu cer scuze, noi n-am reușit să vorbim în detalii despre procesul lui Gheorghe Petic și lui Viceslav Platon, dar eu vă promit, obligatoriu vom continua cu cea mai mare atenție să monitorizăm aceste dosare cu dumneavoastră, chiar separat vreau să facem și o emisiune. Pur și simplu îmi pare extrem de grav ceea ce se întâmplă cu dumneavoastră în calitate de avocat per general și asta chiar merită să fie discutat cât mai des. Pe noi puteți conta ca TV8 și dacă deveniți... Eu vreau să spun că bine, am venit la o emisiune, la un post de televiziune liber. Da. Da, să sperăm că vom mai avea posibilitatea să vă, să vă susținem mai departe ca și instituție care stă la baza unui stat de drept, despre care e scris în Constituția noastră că suntem un stat de drept. Dar mai degrabă suntem un stat, știți cum, stat de șezut. Eu doresc succes și trebuie să fiți mai bravi. Dați exemplu altora. Pentru că dacă sunteți într-o profesie mai liberală, dați exemplu altora, pentru că știți... Cam genul șosea. Da, domnule Țucan, începeți dumneavoastră, vedeți cum, dacă ați ridicat subiectul, deja arătați exemplu. Chiar de început a frecat deja... Lampa. Da, lampa, e așa, drept din început. E așa, de fricat, da, absolut. Eu mulțumesc foarte mult, vă doresc succes, noi obligatoriu vom mai reveni la acest subiect. Vă doresc o noapte bună și nu ratați știrile cu colega mea Angela Gonță. Ne vedem mâine la ora 21:30. We'll be right back.